ACS Dumbrăviț a început cu dreptul participarea în cupele europene. Campioana României la tenis de masă a învins categoric echipa suedeză Sparveg în BTK cu scorul de 3 la 0. Dumbrăvițencele completează astfel lista celor mai bune 8 echipe ale competiției, cărora li se vor alătura formațiile din Liga Campionilor. În turul 4, sportivele noastre întâlnesc TTC Kazan. Echipa din Rusia a trecut de formația olandeză Dozi Helder cu 3 la 0. Meciul se va disputa la mijlocul lunii decembrie. Tot la mijlocul lunii decembrie, pe data de 12 și 13, Dumbrăvițencele vor disputa al doilea turneu al Superligii Feminine la tenis de masă, ce va avea loc la Buzău. De acolo, fetele noastre vor face un drum de 2000 de kilometri pentru meciul din Cupa Etu. Cea mai tânără componentă a lotului Dumbrovițiana din Adiacono își petrece mare parte a timpului prin aeroporturi. Sosită ultima în lotul Nicoletei Husar, Adina a plecat prima, deoarece participă în această săptămână la campionatul mondial de junior de la Cape Town, Africa de Sud.